Bună seara, doamnelor și domnilor! Azi e ziua internațională sau ziua mondială a bicicletei, că ieri și alaltă ieri au tot fost zile internaționale, azi să o mai schimbăm. Azi e ziua mondială a bicicletei, da? Deci nu a copilului, a lucrătorilor sexuali, a oamenilor muncii, e ziua unui obiect inventat cu vreo 200 de ani în urmă, parcă. Obiect care a revoluționat modul de viață. Obiect care ne permite să ne deplasăm dintr-un loc în altul doar cu un armăsar sau un măgăruș putere, adică cu propria putere a noastră, a celor care pedalăm. E un mijloc de locomoție ieftin accesibil, dacă nu-ți iei dintre acela scump bengos supărat, și total nepoluant, dacă nu punem în considerație biogazul. Deci e ecologic. Despre bicicliști sunt tot felul de metafore, de vorbe, mai ales despre bicicliste. Știm că sunt deseori abordate în trafic cu claxonul sau cu șicane. O să vorbim despre asta, despre modul ăsta de viață, cu un biciclist înrăit ca mine, sau poate chiar mai rău decât mine, cu Vasile Fotescu, membru activ în Partidul Verde Ecologist, candidat și el probabil, dacă vom fi înregistrați, dacă ne va fi înregistrată lista de candidați la Comisia Electorală Centrală. Vasile Fotescu, care e și profesor, se pare specialist în drept, dar și expert în pedalat. Înțeleg că conduce clubul bicicliștilor amatori, e colecționar de biciclete de tot felul, și îi învață pe alții, încearcă să-i contamineze de acest morb, de această patimă a pedalării. Ne întâlnim foarte des pe stradă, ne salutăm biciclând. Ultima dată ne-am văzut, Vasile, nu-i așa, la Masa Critică, un eveniment civic, lunar, în fiecare sfârșit de lună, în fiecare ultimă vineri a lunii, conform tradițiilor de mulți ani, vine din Occident, în urbele mari, bicicliștii și biciclistele sunt în stradă ca să-și revendice loc în trafic. De cât timp pedalez? Bună seara la toți! Oleg, mulțumesc pentru invitație, pentru că este și o ocazie bună să discutăm un subiect care ne doare. Eu, să-ți spun sincer, prima bicicletă am căpătat-o la vârsta de 7 ani. Părinții, pentru performanțele mele, hai să zic așa, pentru performanțele atunci, mi-au cumpărat și prima bicicletă. Era o fericire nespusă pentru mine și vreau să zic și atunci era perioada când nu prea mulți copii în ogradă, era în sectorul Orășcani, aveau bicicletă și puteau să pedaleze. Exact. Uite, de și atunci, noi la țară tot nu prea vedeam bicicliști, dar și când vedeam unul cu invidie, îi priveam și eu până pe la 15 ani am tot visat să am o bicicletă și când am avut-o, în prima săptămână ne-a fost furată. O să vorbim și despre eu asta. Deci vreau să zic de mult înaintea mea, să zic așa. Prima experiență și acum consătenii mei din Condrătești, prima experiența mea a fost să împing o badă cu un băț, o badă de bicicletă, ceea ce nu cred că astăzi mai vedem așa ceva în general, dar pentru mine o fierie faptul că această bicicletă această obadă se rotește la propulsia cu bățul, acestui. Da. Exact. Era ceva inedit și vreau să zic că după asta cred că asta și m-a marcat. M-am făcut, da, deci după invenția roatei, inventarea bicicletei, cred că a fost o chestie revoluționară, nu? Da, cu pentru că greutate, omenirea s-a schimbat categoric după această apariție și cred că roata în general, dar vorbind de bicicletă, cred că ea a avut foarte multe avantaje și economice, pentru că vorbim de anumite, să zicem, anumite state în care mobilitatea este mai accesibilă în condițiile în care datorită că au bicicleta. Da. Este mai scump transportul. Sunt vreo 2 miliarde de biciclete în lume. Asta înseamnă că fiecare
al patrulea pământean are o bicicletă. Acum, întrebarea vine cam câți dintre ei sau dintre ele folosesc bicicleta pe care o au în dotare. Știu pe aici, prin oraș și la București, unde iată trăiesc deja de vreo câțiva ani, foarte multă lume care are bicicletă și o ține fie la balcon, fie în debara, fie în casă dacă are casă la sol, dar nu prea folosește pentru că nu are infrastructură, pentru că se teme, pentru că aerul e poluat și diverse motive sau pretexte ca să nu pedaleze. Dar asta mi se pare o mare pierdere. Vine de un moment de conștiință, vine un moment de educație care cred că până la urmă fiecare își decide situația în mod individual. Dacă vrea să se miște printr-un cartier, o face cu bicicleta. Sunt sate în Republica Moldova în care sunt foarte mulți bicicliști, chiar și lucru care s-a evidențiat și de presă. Eu cred că fiecare deja după felul de gândire, pentru că felul în care el abordează cum să și ce avantaje vede el în asta. Nu o să găsească, și astăzi spuneam lucrul ăsta, nu o să găsească un transport care să fie mai dinamic și cu mai multă mobilitate în Chișinău decât bicicleta, pentru că am întrebat de multe ori și am rugat de multe ori să-mi dea pe cineva un transport care să vă ducă din sectorul Cecana în sectorul centru în 15 minute și nu o să-l găsiți decât bicicleta. Deci acum vorbim despre foarte multe avantaje care nu au fost educate. Deci noi nu avem, și o greșeală foarte mare este faptul că decât să cumpere, părerea mea, decât să cumpere copiilor toate gadgeturile și tot ce doriți, cumpărați-i copilului de mic și educați-l de mic să meargă pe această bicicletă. El o să vadă fieria și o să simtă ce înseamnă libertatea să pedaleze. O să capete încrederea în forțele proprii datorită acelei biciclete și o să vadă că uite, poate să exploreze o anumită zonă frumoasă în preajma casei, în preajma blocului. La vârsta de 12 ani m-am aventurat cu un coleg de-al meu din sectorul Râșcani să fac turul Chișinăului. Și dacă nu greșesc, în vreo 8 ore, l-am și parcurs. Pentru noi a fost, de kilometri la 12 ani, pentru noi a fost o escapadă foarte mare și a fost o să descoperim orașul în general, pentru că eu nu ieșeam mai departe de sectorul Râșcani. Ori mai duceam pe la Poșta Veche, că aveam acolo o bucățică de prisacă și o bucățică de grădină. Și atât. Deci pentru mine erau două sectoare. Nu știam de sectoarele celelalte. Pentru mine Botanica sau Telecentru sau Teleradio Moldova era o găselniță, altfel spus. Nu știam că în general aceste sectoare pot fi conectate între ele deschizând harta, era deci paginile de aur, zic, atunci hai să încercăm Google să facem. Maps. Nu, absolut. Și zic, hai să încercăm, că Igor îl chema, zic, Igor, hai să încercăm să facem un traseu. L-am făcut, a doua zi am convenit că ne așezăm să-l parcurgem și până la urmă, uite, și-a ieșit-o ceva foarte frumos. Ori, porțile orașului le-am descoperit pentru prima dată ca și construcție atunci. Deci, am văzut orașul prin prisma unui biciclist. Ana, bună seara! Bună seara! O salutăm și pe colega noastră, Ana Timiș, biciclistă moldoveancă, dar din Italia. O rugăm și pe ea să ne povestească de când pedalează și să se includă așa, din mers în discuție. Înțeleg că vine de la servici, înțeleg că vine cu bicicleta de la servici. Da, cu bicicleta mergi, cu bicicleta vin. Fac zilnic câte 5 km într-o direcție. De fapt, pentru mine asta nu mai este o distanță, că m-am obișnuit 5 km pentru mine. Acum depinde ce fel de relief e și dacă mergi la deal sau la vale. E greșit, Oleg, deodată zic, să abordarea reliefului, să știi că e greșită. Și o sperietoare foarte pedalat, mare. Vasile, n-ai pedalat pe Tbilisi, de exemplu, sau pe dealul telecentrului. Depinde. N-ai trecut o transfăgărașare. Oleg, înseamnă că nu ai bicicleta potrivită. Dacă bicicleta e potrivită, acum nu depinde de relief. Am și puțin deal și vale, dar dacă bicicleta e dotată, nu contează. Ana, vreau să te completez. Transfăgărașana, Transalpina și Transrareu în 3 ani diferiți. Deci noi am făcut centenarul pe bicicletă timp de 3 ani de zile.
Da, dar să nu speriem publicul. Nu, absolut, dar nu este, sunt orașe mult mai complicate din punct de vedere a reliefului și aceste cinci coline frumoase, cu siguranță le puteți trece foarte ușor prin Chișinău. Eu mă refer de Chișinău. Eu zic să învățăm oamenii întâi să facă distanța scurtă de 2-3 km până la servici, la școală sau până la rude, până la magazin cu bicicleta. Și după aceea să le vorbim despre Radu Păltineanu, care 3 ani jumătate a pedalat din nord, din Alaska și până în sud, până la insula de Fox, sau alți temerari care înconjoară planeta cu bicicleta. Haideți să vorbim întâi de pedalatul în masă, ca un mod de viață. Ana, povestește, la servici. Da, la servici. Eu, aflându-mă în Italia, adică până a venit în Italia, nu am practicat, chiar nici bicicletă nu aveam. Dar asta e. Dar vreau să spun că aici, în acest gen de activitate, oamenii atât de mult l-au îndrăgit, aș spune, ba chiar și-l iubesc. Începând, indiferent de vârstă, starea financiară sau locul de proveniență. Aici autoritățile susțin acest gen de activitate, aș spune, și chiar sport, creându-le piste ciclabile, unde își pot permite oricine să meargă pe aceste piste fără, neavând riscul de a fi lovit de o mașină. Deci nu aici trebuie să fii neapărat șofer, să ai carnet, să știi regulile, da, de circulație, da, circulație, și chiar și un copil poate merge. Și un copil, corect, Oleg. Orice că așa și vârstnici, pentru că aici, pe aceste piste, care, de fapt, vreau să te întâlnesc, sunt în fiecare localitate, nu este localitate să nu aibă aceste piste. Și chiar și legătura dintre localități este pista. Adică eu lucrez într-o parte, trăiesc în altă parte, adică în altă localitate, eu merg la lucru. Ce drept eu, într-o această distanță, am numai doar 200-300 de metri, unde fără pistă, deoarece acolo am două rotunde. Însă, aici vreau să, ceea ce m-a uimit, m-a frapat mult. După ce am ieșit de pe pista ciclabilă, înainte de rotundă, eu m-am încadrat conform regulilor de circulație. Eu știu că n-am ajuns la rotundă, mi-au cedat, mi-au respect, primesc ca bicicleta, ca orice mijloc de transport și este respectată în circulație. Asta e un lucru foarte bun. Rotunda asta fiind sensul giratoriu, cercul, cum îi zice, da, și rotund, da. Roata bicicletei. Da, sensul giratoriu. Și vreau să zic, aici atât de tare sunt conformați, atât de tare sunt educați pentru acest gen de activitate, că în fiecare familie, fiecare membru familie au bicicletă. Cum au făcut primii pași, primul căldou care îl face la copil este o bicicletă. Începând cu cel de la 2-3 ani până la cel de 80-80 și ceva de ani. Da, aici sunt când văd bătrânii, pe un cuplu de 80-80 ceva de ani, mergând doi pe biciclete, râzând. Și încă, de câte ori am mers cu bicicleta, fie că pe stradă statală, când mă întâlnesc, toți îi salută. Îți mai energie, îți mai simte viață, îți mai... Păi nu mă cunoaște, bună ziua, și încă știi când îi zice bine, că în italiană o plimbare plăcută. Asta bine. Și în afară de, că vezi doar pe pista ciclabilă, aici în fiecare sâmbătă, duminică, sunt grupuri care ei se întâlnesc prin diferite site-uri de socializare, se organizează, toți dotați cu echipamentul respectiv ciclismului și fac curse lungi. Și ei rândul s-o, când merg ies pe strada statală, respectiv regulă circulație, văd partea dreaptă și nici șoferii de automobili au răbdarea, dacă în caz că nu este strada mai îngustă și nu poate depăși, nimeni n-a să claxoneze, nimeni n-a să-l înjure de mama focului, că îl deranjează pe el și îl intimidează să meargă. Asta e o educație, pentru că aici fiecare înțelege că mers pe bicicletă nu e doar sănătate, nu e doar un fizic frumos, dar e și un mediu mai curat, pentru că toți încearcă cât de puțin, cum nu au exclus mersul cu mașină, dar încearcă să reducă, să meargă mai mult cu bicicleta, să folosească cât mai mult mașină. Asta e un lucru foarte, foarte bun. Și încă puțin și am terminat discuția. Nu, mai discutăm. Nu, la capitolul ăsta. Aici, în orașele mai mari, mai populate,
este strict interzis de a intra în orașe cu mașinile de, cu capacitatea motorului mai înaltă sau cei ce folosesc motorină. Apoi mai sunt și alte, pentru că zile pare, impare, în locurile mai centruri istorice, nu se intră cu mașina. Oi, aici foarte des o să vedeți, unul la cravată, în costum, cu o mapă și cu bicicletă. El, dacă vine în oraș, are o întâlnire sau o ședință importantă, lasă mașina la marginea orașului, își scoate bicicleta și merge unde la locul destinat. Sau, mai sunt și biciclete, se dau în chirie. Aici e deja altă procedură, fiecare bicicletă au ca un fel de... Păi se duce așa, adică îți cumpere un abonament și... La Timișoara am văzut sistem de închiriere bicicletă gratuită, îți faci card cu buletin, iei bicicleta dintr-un punct, traversezi orașul, lași într-un altă stație și te duci și să-ți cauți treaba. Corect. Asta vrem să... Da, corect. Așa este și practic aici. Aici iar nu atenționez. Autoritățile se implică pentru a proteja mediul. Pentru că și la noi, nu cred că cineva dacă ar merge la Chișinău, dar interzice. Bine că mașinile capacitate mare sau dacă este poplat sau în zile de sărbătoare, nu e drept. Dacă ar fi să merge, cine n-ar merge cu bicicleta? Sau noi, din păcate, noi, la noi mândrie e mare, cred că ai să fie de acord cineva cu la cravată și un costum să meargă pe bicicletă. A, și în afară de bărbați, aici vine, nu chiar toți, femei vezi, e îmbrăcate în fustă, elegant, cu cablucuri înalte, cu tocuri înalte și pe bicicletă. Și nimeni nu se uită așa, bine, femeia merge la serviciu, are o întâlnire, poate ea, întâlnire, eu știu, în ședință, treaba ei. Dar îmbrăcate, elegant și pe bicicletă. Și tot se uită normal și tot înțeleg lucrul ăsta că... Nu te ea... claxonează Vasile pe drum? Mi-amintesc no, odată, no. M-ai chemat și am filmat. Vorbesc acum cu Vasile, că o să revenim acuși la tema claxonatului femeilor. Asta e o temă sensibilă și dureroasă. Dar Vasile, mi-amintesc că m-a chemat odată și am filmat cum l-a acroșat un troleibuz care l-a ignorat și l-a lipit de marginea drumului. Dar îl întreb acum dacă nu-l claxonează șoferii deranjați că e prezent acolo și îi ocupă un loc în, da, pe prima bandă. Eu am să zic, Ana, noi suntem vehicul, deci suntem participant la trafic în egală măsură cum sunt și ceilalți automobiliști. Sunt ceilalți participanți la trafic și ei cu timpul, hai să zic, în ultimii 5 ani au încercat deja să fie mai toleranți față de noi, să fie mai, deci să fie chiar și mai binevoitori în anumite situații. Eu vreau să zic că situația s-a schimbat, dar nu în măsura în care noi ne-am așteptat foarte mult. Ori, dacă consideri că este mai prejos să te așezi pe bicicletă și să parcurgi un traseu prin cartier sau prin altă parte și cumva mașina ta luxoasă stă acasă, este o mentalitate greșită și o abordare greșită în general de mentalitate. Ori sunt biciclete care costă și ele destul de bine și destul de frumos și atunci este chiar și un lux pentru unii să-și cumpere o bicicletă care costă și 30.000 și 40.000 de lei și o găsiți și în Chișinău. Deschideți niște site-uri în Chișinău și o să vedeți că sunt biciclete electrice care poate să treacă și de 2.000 de euro. Deci, eventual, și nu cred că mai este. Și, da, dar vă zic. Și atunci eu m-am bucurat să văd deja că sunt oameni cu statut, dar care își cumpăr și ei o bicicletă și fac anumite plimbări cu copiii. Ori, într-adevăr, ai avut dreptate că aici este un moment de educație din timpuriu, deci din momentul chiar de la, hai să zic, de la școală sau de la grădiniță, în care el înțelege această valoare a libertății pe bicicletă. Eu văd cât de entuziasmat sunt primii copii când se așează pe o bicicletă și parcurs primii 10 sau 15 metri. Tata, am reușit, sau se bucură, nespus de mult, sau pe aceeași trotinetă sau alt mijloc din segmentul ăsta. Dacă înțelege că este nepoluant, dacă înțelege avantajele, și eu am să adaug aici de foarte multe ori avantajele de sănătate și de longevitate, deci este mai și este dovedit că statele în care oamenii pedalează, oamenii trăiesc mai mult, lucru care îți fortifică foarte mult sănătatea și îți dă o anumită doză de bunăstare pentru fizicul tău,
Noi lucrul ăsta ne-l dorim ca și stat, da? Și atunci, sigur că încercăm să creăm condiții pentru ei, ca ei să poată să fie și mai, am zis întotdeauna, cu mai bună dispoziție și a avut dreptate, pentru că este el, productivitatea lui și s-a dovedit prin cercetări științifice, este mult mai bună în condițiile când el vine la lucru, la servici cu bicicletă. Starea lui de stres se diminuează la 60% în condițiile când el merge și frecventează sau folosește bicicleta ca un mijloc de transport. Ori consumul resurselor pentru cei care folosesc bicicleta este mult mai mic, poluarea zero cu siguranță fiecare european sau cel care folosește bicicleta o înțelege. Faptul că noi lăsăm și contribuim ca acel aer sau acel mediu să fie mai curat, siguranță, acest moment fiecare olandez sau fiecare din Finlanda sau din Norvegia sau din Estonia îl înțelege. Ori acest moment vine din această educare și conștientizare civică, dacă doriți, pentru că este sigur că este mai confortabil și înțeleg faptul că este mai confortabil să te așezi în mașină, să apezi pedala și să ajungi la punctul tău de destinație. Ori dacă tu trebuie să stai o oră în acel ambuteiaj și să-ți consumi nervii, să fii stresat că nu vii în timp, să fii stresat că, uite, peste vreo 2 ore sau 5 ore sau 2 zile trebuie să te alimentezi din nou, atunci, înțelegând acele dezavantaje pentru acest moment, pentru în folosul bicicletei, sigur că omul abordează și lucrul ăsta s-a educat de foarte multe ori prin anumite generații și lucrul ăsta s-a radicat la nivel de guvernamental, la nivel de primării, ori anumite orașe și ai avut dreptate perfectă să văd că au subvenționat în Franța, au subvenționat pe cei care vin la servici cu bicicleta. Deci au Clubul Cicliștilor Amatori, vreau să remarc aici, am oferit și noi și am avut și noi campania bicicletei gratuite pentru Chișinău. Am întotdeauna când a fost cineva și n-a avut posibilitatea să vină la evenimentele noastre și n-a avut bicicletă, cu siguranță am găsit posibilitatea și la toți le-am oferit biciclete. Ori noi înțelegem lucrul ăsta nu din perspectiva doar de distracție, doar de recreiere. Înțelegem din perspectiva unui transport foarte bun, care oferă cu totul alte avantaje și în primul rând de mobilitate într-un oraș destul de aglomerat. Chișinău n-a fost programat cum alte orașe, cum este în aceeași Velhoven, în care l-am stat o lună de zile, cu străzile mult mai largi, în care pistele erau foarte departe, la vreo 2 metri de carosabil, oricând se intersecta cu acest carosabil, la vreo 3 metri deja îi ceda acest șofer, îi ceda lui trecerea. Pentru că el, la rândul său, este și el biciclist. S-a așezat și el și vrea și el să fie respectat la rândul său cum îl respectă pe cel care îl vede în trafic. Și asta e un lucru foarte benefic. Lucru care nu ne lipsește. Și aici am să zic din experiența proprie. Nu, pur și simplu, nu s-a dorit și nu se vrea. Ori, sincer am să zic și am să spun asta și am spus-o și studenților. Nu se vrea o societate mai sănătoasă. Nu se vrea o productivitate mai bună. Nu se vrea ca oamenii să fie mai longevivi. Vrem să avem un oraș foarte poluant, să avem un oraș, un coșmar dimineața, la o oră să mergem spre centru sau alt sector, sau în conexiune cu alte sectoare. Și sigur să consumăm mai mult carburant. Asta s-a dorit și asta au avut. Din păcate, dar clasa politică, demnitarii sunt delegați de societate. Deci se pare că nici societatea nu prea își dorește mod sănătos de viață, inimă sănătoasă, plămâni sănătoși, articulații și mușchi întregi. Și preferă Oleg, să zacă în mașină, să inhaleze gazul să vină rândul la semafor. Asta vine dintr-o anumită educație. Asta vine dintr-o educație și asta vine din prezentarea foarte, decât să prezinți toate acele sketch-uri sau acele filmulețe video cu tot ce doriți. Eu n-am văzut în timp de 2 ani de zile un filmuleț
educativ sau cu prezentarea avantajelor bicicletei, avantaja transportului nepoluant sau transportului alternativ. Încercările autorităților le-am văzut, pe unele le-am criticat și le-am simțit, unele le-am abordat împreună pentru că am și făcut foarte multe, să zicem, ieșiri publice și dovezi și argumente de ce așa și nu altfel. Și atunci, sigur că ne dorim să fie o abordare mult mai complexă, pentru că nu este suficient să avem piste, da? Tu ziceai de că nu le avem. Este și o abordare a infrastructurii în ansamblu. Este o conexiune între sectoare, este o conexiune pe sector. E foarte bine ca el să-și ia bicicleta aici și să o poată parca în altă parte în siguranță, ceea ce am văzut în Barcelona sau în Riga. Deci e foarte bine ce am văzut în Brașov, că este pentru studenți și planificarea proiectului biciclete gratuite pentru Chișinău era și pentru studenți, pentru că ei ofereau studenților biciclete gratuite. Ori de ce fiecare universitate, și am să întreb acum foarte tranșant, de ce fiecare universitate nu are încă până în prezent o parcare pentru biciclete? Noi avem punctele comerciale sau spațiile comerciale care nu au biciclete. Noi avem policlinice sau spitalele care nu au... Conectează-mi, te rog, lumina. Nu au biciclete. Noi avem instituțiile juridice sau instanțele de judecată. Da, am mers la procesele de judecată pe bicicletă. Judecătorii mă vedeau cu cască și cu vesta. Între așa, este nicio problemă. Deci n-am văzut niciodată un reproș referitor la lucrul ăsta. Ori noi încercăm să stimulăm și persoanele care le vedem în trafic. Da, mulți o să fie cei care o să vă claxoneze și până în prezent. Pentru că n-a fost el biciclist la rândul său, pentru că nu înțelege avantaje, el nu le simte și nu le înțelege, și atunci când va trebui să scoată 1000 de lei impozitul pe pentru drumuri și eu nu o să plătesc nimic în anul acesta pentru drumuri, atunci el o să înțeleagă. Atunci când o să-l coste, poate, la buzunar mai mult și o să fie un calcul estimativ, cel care folosește trotineta sau monociclu cheltuie 17 lei pe lună pentru curentul electric și celălalt șoferul consumă 2000 și ceva sau 3000 de lei pentru carburant, atunci dacă el poate o să înțeleagă. Dacă trotineta e electrică, dacă nu are motor, împingi doar și tu, înțelegi? Atunci n-ai probleme. Și cu atât mai mult, uite, aceste mai avantaje, această educație trebuie să o facă și să o facă foarte, foarte demonstrativ, cu foarte multe ieșiri publice, cu foarte multe dovezi, cu foarte multe argumentare științifică, dacă doriți. Pentru că am văzut orașe în care, să zicem, zona centrală sau zona istorică, în general, era doar pentru pietoni și bicicliști. M-a bucurat foarte mult să văd o zonă în care e mai greu să îmbin pietonii cu bicicliștii. Biciclistii mai degrabă au loc pe carosabil decât în zona pietonală. Sau zona în care bicicleta în general nu putea să meargă. Deci, ori ei au făcut tot posibilul pentru toate zonele, uite, zona asta au lăsat-o pietonilor. Înseamnă că acestea s-au pus prioritate pietonului, dar biciclistul n-a fost cumva îngrădit în drepturile sale. S-au făcut anumite poziționare a lui care să ocolească această zonă. Ori s-au gândit la asta. Orașul nu prea mare, deci este Eindhoven, deci este Veldhoven lângă Eindhoven. Este un sătuc, cum ar fi la noi, să zicem, aceeași Togaten sau cum ar fi la noi Stăuceni. Deci noi avem momentul de mentalitate care trebuie să schimbăm un pic. Abordarea aceasta a și acest ego al său, pentru că vrea să-și etaleze mașina, vrea să-și etaleze luxul său în detrimentul sănătății sale. Da, și ajunge la 45 de ani care infarct. Da, și ajunge la 35 de ani care cancer la altceva. Pentru bărbați, am să zic foarte tranșant, este foarte bine să mergi și să folosești bicicleta. Ori câte studii și noi avem acces acum la toate cercetările date. Câte studii pe segmentul ăsta s-au făcut? Ori noi avem
foarte multe avantaje economice, pentru că sunt afaceri deja în Chișinău care s-au dezvoltat cu bicicleta. Sunt afaceri care deja în lume funcționează și presa și televiziunile au fost pe poziția critică întotdeauna, dar nu întotdeauna abordarea, părerea mea, este corectă. Dați o abordare constructivă de să zicem, să fie un exemplu. Da? Arătați-mi, vă rog, un ministru, arătați-mi un primar care vine, sau un deputat sau altceva care vine, da, s-au pornit. În Moldova avem de sămânță, da, sunt doi deputați, băi, care deci... vin pe bicicletă de câteva ori pe an, dar și care foarte fac bine. Zilnic nu prea vezi. Nu, că a fost reportajul în care el a economisit 600 sau 6, pare că 6.000 de lei în acel an, pentru că lui se plătește faptul că el folosește transport, acest transport al statului. Lui se oferă transport de la stat. Ori banii ăștia, oricum. Tocmai asta îi reproșau, că nu a economisit și a luat banii ăștia care se dădeau pentru transport, chiar dacă pretindea că vine cu bicicleta la serviciu. Și a zis că bine, deci, dar nu folosesc tot. Momentul care avantajele date trebuie să fie foarte bine educate, și Ana a avut perfectă dreptate aici, în care copilul, studentul, acest fiecare companie, am văzut în centrul capitalei și mă bucuram de fiecare dată să văd o companie IT. Dacă nu greșesc, erau vreo 9 sau 10 biciclete parcate lângă această companie. Era intersecția și nu se făcut sfatul țării. Ori, sigur că noi susținem întotdeauna acel lucrător. Da, trebuie să-i faci niște condiții, pentru că, da, înțeleg, poate un pic transpiră, poate un pic, dar o să fie mai productiv acest lucrător. O să fie cu foarte multe avantaje, o să-i vie mai multe idei, pentru că cineva, era un studiu în care el este mai productiv din punct de vedere intelectual. Îi vin și anumite idei și anumite gânduri foarte bune pe bicicletă. Eu am să-ți dau perfectă dreptate. Într-adevăr, analiza anumitor probleme, o vedeam și o deșghiocam, așa să zicem, o mărunțeam, fiind pe bicicletă, dimineața sau în altă condiție. Și totuși, să revenim la conflicte și la complicații. Se pare că principalul reproș al șoferilor e: băi, treci pe trotuar, că locul biciclistului e pe trotuar. Ceea ce e greșit și deseori... Conform regulamentului... Noi să fim pe trotuar, dar nu, e periculos pe trotuar. Conform regulamentului, punctul 109, dacă nu greșesc acum, suntem pe carosabil un metru de la bordură. Suntem vehicul cu aceleași drepturi absolute. Drepturi egale, corect. Absolut. Deci dacă cu drepturi egale. Dacă nu există pistă. Și dacă Moldova, nu există pistă. Da. Și în condițiile când Chișinău nu le are, noi suntem practic în această postală. Încercarea de a face o bandă dedicată a fost o pornire, după mine, salutabilă, și eu cred că pe toate bulevardele și pe toate străzile principale lucrul ăsta era bine să fie implementat. Păi banda dedicată să fie pentru transportul public și biciclete sau doar bicicletele? Pentru transportul public, pentru transportul public și biciclete. Și dacă ați observat, foarte multe persoane în ultimii 2-3 ani deja practică acest sport. Încă în această pandemie, foarte multe achiziții au fost de bicicletă. Deci, păi nu vorbim de sport acum, vorbim de locomoție, de deplasare, da, de mobilitate. Și vine acasă pe bicicletă, nu e sport. Totodată e și sport. Trei în una. Ok. Totodată e și sport. Nu ți se întâmplă, Ana, să te claxoneze bărbații? Nu, în genele, nu mi s-a întâmplat niciodată. Că italienii știu că sunt tot focoși ca băgăcioși. Nu, dar mi s-a întâmplat odată, o singură dată, pe un camion mare m-a claxonat și apoi m-a dat. Dar după aia am văzut că era scris, era un român. Adică dacă și claxonează, tot ai noștri. E ca un diagnostic, dacă te claxonează, da, înseamnă că e cam necioclit, needucat și s-ar putea să fie dintr-o țară de da, asta subdezvoltată.
Da, dacă cineva face în general, dacă se fac gafe, le fac toate noastre. Și dacă se aruncă despre și gunoaie și comportamentul, din păcate, asta e, asta avem. Da, ce claxonare, ziceam... Vorbim deja ca potențiali candidați, ca potențiali deputați, ce proiecte de lege ar putea să propunem din partea Partidului Verde ca să obligăm autoritățile locale, guvernul să încurajeze pedalatul? De la început, bine, ca să fac aceste piste, nu știu dacă cineva să ia vântul că și costă, sunt foarte multe investite, dar de la început s-ar putea să facă parcări pentru bicicliști, ca să, cum este aici, nu este centru comercial, nu este primărie, orice local public, sunt parcări pentru biciclete, dacă dumneavoastră știți cum așa s-a făcut, parcă sunt niște ca să poți parca și să legi bicicleta cu un lanț. De la început asta să fie. Și după, pe parcurs, să creează piste, ce să creează condiții de a se plimba. Pentru că mulți nu ies sau nu lasă copilul la plimbare, că e în grijă, că stă sub riscul de a fi lovit, de a cădea sub o mașină. De la început, prima cu parcările și după aia cu pistele. Da, domnul... Eu ziceam... Vasile ar să precizeze că nu orice rastel e bun. Când îți faci unul de 20 cm ca doar să bagi roata din fața, nu te ajută cu nimic, că trebuie un lanț foarte lung ca să legi bicicleta. Altfel rămâi cu roata din față legată acolo și bicicleta furată. Oleg, era și situația în care noi am și propus primăriei un desen, pentru că este un U întors, care îl fixez de acest asfalt sau altceva, sau îl betonez acest U în pământ. Sau un P rusesc, altfel spus, și practic este și o soluție. Nu sunt foarte multe investiții. Ori modificări în lege pentru faptul că se importă transportul alternativ sau bicicletele să nu fie, pentru că noi avem și până în prezent o situație în care, de exemplu, devamarea monociclului sau trotinetei sau bicicletei destul de scumpe, ea trebuie devamată și ea trebuie să fie plătită și impozitată. Ori, noi n-am susținut în cazul ăsta și nu susținem prin lege în cazul ăsta acest transport. Dacă am vorbit de infrastructură, sigur că pornim de la regulamentul circulației rutiere. Vorbim de modificări în regulament în care virarea la stânga este obligatorie și este chiar necesară în sensul dat. Ori modificări în cazul în care biciclistul să se simtă în siguranță. Noi să avem o infrastructură și nu doar este segmentul pista, pentru că el permite sigur că această infrastructură. Dacă este vorbim despre acel marcaj care trebuie să fie aplicat și acel marcaj care să dureze în timp, nu jumătate de lună sau jumătate de săptămână, după anumite ploi. Ori avem marcaj în Olanda care durează 3-4 ani. Vorbim despre segmentul care este calitatea acestor servicii. Da, această pistă, de această parcare nu necesită foarte multe investiții. Dacă este în anumite proiecte europene și agenții economici și primării și pot căpăta anumită infrastructură pentru localitățile sale. De ce nu? Să se dea anumite posibilitate ca ele să aplice la aceste proiecte. De ce să nu facem? Știu primăria Trușeni care are cumpărată bicicleta, dar o ține în subsol undeva, ascunsă. Și nu o pune la liceu care este în localitate. De ce? Sau argumentarea... știm despre biciclete cumpărate de bani americani pentru poliția din Chișinău și odată în Paști, la sărbători, vezi poliția ieșind pe biciclete în oraș. De ce? Timișoara a constatat că are zeci, sute de biciclete cumpărate pentru poliția locală și stă și se prăfuiește în debara, undeva, într-un depozit. Deci o inițiativă de altfel aceste biciclete poliție pe biciclete a venit tot din partea cicliștilor. Și vorbim de o argumentare la Trușeni, îți spun, se tem pentru că copiii ar putea în timpul lecției să iasă de pe teritoriul liceului să se meargă undeva sau să se plimbe. Deci, vorbim de segmentul de siguranță
Și eu întotdeauna am zis că siguranța este prioritară și în toate modificările de lege și în toate segmentele de programare sau de proiectare a infrastructurii, trebuie să se pună accent pe această, pe această siguranță. Pietonul să fie separat de biciclist, deci la o distanță plus minus de protecție care să fie. Și toate acele standarde, snipurile, dar standardele de calitate și a pavajului sau a asfaltului sau vopseaua de pe asfalt, nu era, după mine, nu întotdeauna ea trebuie să fie de altă culoare. Ori mai bine să fie un semn, să fie niște campanii de educare a copiilor în școală, de siguranță în trafic, care să fie făcute și din școală, odată la 3-4 semestre, să fie și în facultate, să fie și subvenționate anumite inițiative de genul ăsta. De ce nu? Vorbim despre odată în an că ieșim cu bicicleta? Da, pentru că el odată are această sărbătoare pe care le făceam în Chișinău. Și odată vrea să meargă doar în, într-o anumită zonă, zonă turistică. Conexiunile între sectoare nu sunt. Conexiunile între suburbii, spunea Ana, și sectoare nu sunt. Asta ar însemna că aici trebuie să se gândească cel mai mult. Când proiectăm un drum, nu tot drum, nu tot stradă trebuie să fie. Ce fel de conexiune? Da, dar vezi că, în momentul în care în Germania, dar nu avem deloc piste ciclabile. Voi vă gândiți acum la conexiuni. Eu mă gândeam că poate deci, dacă transport public, troleibuz, de exemplu, care să aibă o platformă de agățat bicicleta când urci dealul telecentrului, de exemplu, care e foarte înalt. Da, dar vreau să-ți spun că acolo tu arunci vreo 70 de calorii pe acest deal. Și, mersi, deci, bine că poți, dar dacă nu poți. Ca eventual, este o porțiune, hai să spun așa, este o porțiune de 800 de metri, care poate poți da jos și o ții de coarne, o ții de ghidon și ajungi în deal. Ori tu după asta cobori foarte ușor pe Gheorghe Asache la vale, în 3 minute. Da? Cu alt transport așa posibilitate nu o să ai. Eventual, fiecare, deci da, într-adevăr, poate zic telecentru și dealul ăsta al Vadului Vodă este cel mai complicat. Dar asta nu trebuie să ne sperie. Asta ar însemna că noi putem să facem o infrastructură ocolind aceste trasee. Să mergem pe altă porțiune, să ajungem tot în punctul dat. Trebuie să ne gândim cum să conectăm. De ce să nu conectăm Chișinău cu Vadul Vodă? Avem porțiuni foarte largi, foarte bune și care pot fi parcurse. Deci avem prin satele care sunt, prin satele spre Trușeni, avem porțiuni care pot fi programate. Deci dealul când de la Tohac, se gândește, e foarte înalt de la Budești. Când se gândește, nu faceți, încă o dată zic, nu faceți sperietoare din colinile. Noi nu avem atât de mult de parcurs. Sunt dealuri foarte scurte, deci de 10-15 minute, hai vorbim cel mai direct pe jos. Ții mai greu la început. Faci astăzi 2 km, mâine faci 5. Și după o anumită performanță, ar face bine autoritățile până să facă piste, să întoarcă gratile cele de evacuare a apelor de ploaie, să le întoarcă, să fie perpendicular pe mersul bicicletei, că dacă intri cu roata în gratile care sunt de-a lungul drumului, rămâi cu roata acolo și poți să te accidentezi, sau un pericol și mai mare, iată ne semnalează colega Liuba Prohniții, care știm că e în Occident, dar probabil se referă la drumurile din Moldova, că pe timp de ploaie sunt foarte periculoase, pentru că sub băltoaca aceea se ascunde poate o groapă, poate un grătar din celălalt, poate o piatră se ascunde. Poți să te accidentezi atât încât să intri sub roțile troleibuzului, sub roțile unei mașini sau să cazi cu capul de trotuar de bordură și acolo să rămâi. Mai ales că cei mai mulți bicicliști nu știu de ce nu poartă cască, nu consideră asta important. Cam după și modelul șofierilor care nu-și pun centura. Iată aici sunt momente, deci în complex, deci dacă un dialog foarte, foarte constructiv să fie cu toți cei care sunt factori decizionari, proiectanți, pentru că când m-au întrebat proiectanții cum ai vedea această pe Sadoveanu, zic uite așa, uite, eu consider că este benefic din punct de vedere și a securității aici. Și deja proiectanții se așează cu la masa de tratative, pentru că ei nu s-au așezat pe o bicicletă niciodată. El nu știe cum n-a fost în această piele a biciclistului. Și atunci păi mi-amintesc ce dungă,
Ce dungă pe trotuar galbenă s-a desenat pe timpul lui Dorin Chertoacă când era primar. Ce era o bătaie de joc, nu pistă biciclistică. Cam așa bătaie de joc s-a făcut și pe timpul lui Oprescu la București. Se pare că erau capitale înfrățite și pe timpul lui Oprescu și pe timpul lui Chertoacă. N-a consultat, ce fel de snipuri există? Ce fel de standarde există dacă le ignoră tot și inventează piste de care vrei? Sau pista actuală de pe Bulevardul Central. Au pus niște pavaj roz acolo, dar era în trei zone, dar el, acest pavaj în trei zone, este foarte periculos pentru cei care ies din troleibus și cei care sunt pietoni. Or, încă o dată zic, momentul în care nici măcar nu a fost ea, să zicem, reglementată printr-un semn sau să fie pusă în postura ciclabilă. Da, o folosesc, dar ea nu trebuie să fie folosită pentru o recreiere. Ea trebuie să fie folosită ca și o modalitate de mobilitate, deci care oferă mobilitate Chișinăului, din sectorul Buican în sectorul Botanica, prin zona centrului, ori acum din alte sectoare. Deci asta ar fi conexiunea, pentru că aici este și accentul care trebuie să fie pus. Atunci când se gândește și se reprogramează sau se planifică o reabilitare a unui tronson de drum, haideți să ne gândim și primul moment asupra faptului că aici ar putea să vină cicliștii să circule în egală măsură cu vehiculul. Și atunci ciclistele, să ne amintim că suntem verzi și pentru egalitate de gen. Să ascultăm și pe Ana. Ana, porți cască? Eu sunt dotat cu tot echipamentul respectiv. Lumini de tot felul și în față. Și luminile spate, și roșii. Nu știu cum, dacă mă exprim corect, haina. Vestă reflectorizantă. Vestă reflectorizantă, exact. Lumină, mănuși, cască. Bravo, uite, Vasile arată care și el chiar acum la îndemână. Da. Bravo. Am și eu am, uite, aici este ghiozdanul meu de care merg cu bicicleta, aici am de toate. Uitați-vă și am la îndemână, numai ce l-am lăsat. Chiar vă arăt și eu. Ghiozdanul meu, chiar numai ce l-am lăsat. Vesta, mănușile. Așa. Și afară că și sunt îmbrăcată, sunt haine comode. Pentru că dacă nu ești îmbrăcat comod, nici nu te poți concentra, nici nu poți să conduci. Sunt dotată cu tot. Asta e... Mănușile pentru ce? Mănușile sunt importante pentru că pe o parte s-a făcut, spus punctul este apăsante de rapante, adică ca să nu-ți lunici mâna de pe ghidon. De ghidon și ca să nu te zgârii dacă cazi pe jos. Nu că atât că te stezi gări, pentru că aici sunt făcute un material subțire și o se rupe oricum, de asta ca să nu lunice. Și plus asta are aici, vedeți că sunt reflectoare, în caz timpul de sar, când bate lumina, mă vede. Eu am și bandă la mână, bandă la picioare, dacă se întâmplă câteodată vin seara acasă, după când sunt mai în tunică, eu și iarna, vară, primăvară și câteodată și pe ploaie. Nu mă oprește. Mai ales că atunci când vrem să schimbăm direcția de mers, trebuie să arătăm cu mâna și e bine să se vadă, mai ales noaptea. Da, astfel de mănuși. Corect, asta vreau să zic și eu, că și brățările am și cât și la mănuși, cât și la mână, am pe ambele mâini am brățări, pentru că dacă să arăt, să semnalizez, zic că vreau să virez dreapta, stânga, să mă fiu văzută. Și lumini în frunte, lumini în față, lumini în spate. Sunt îndotată. Pentru că aici sunt și magazine specializate. Ai de unde să-ți cumperi. Și plus și prețuri. Sunt prețuri de la și până la. Adică după buzunare fiecăruia. Cât și bicicletele sunt pe prețuri diferite după buzunarul, după starea economică fiecăruia. Și tot echipamentul. Se poate permite. S-au creat condiții pentru a lumea practica această activitate. Bravo. Ai toată comoditatea, nu o fac numai cei care nu vor. Dar dacă nu o fac, iarăși mă întorc, poate să nu o facă ăștia veniți, moldoveni, români, ruși și alte naționalități. Dar n-ai vedea un italian care să nu aibă bicicletă în casă și tot echipamentul. Sau chiar dacă vezi că merge la lucru, merge pe bicicletă și nu sunt dotați îmbrăcați cum sunt îmbrăcați, totuși iar sunt ai noștri. Din păcate, deci am putea, asta e. Este o mândrie, vezi? Final, să înțelegem că măsura civilizării e când ai și folosești bicicleta.
E un simptom, da. E un semn de civilizare, de occidentalizare. Și este și o mândrie. Este da, o mândrie, vreau să zic. Este o mândrie și ei, ei chiar se mândresc cu faptul că o practică. Și știi, el nu mi-a arătat altceva, un finlandez nu mi-a arătat altceva când am intrat la el, decât, uite, care bicicletă și el. Așa mai simpluță cum era, dar este. Deci, exact așa. Eu, dacă să vă spun sincer, țin bicicleta în garaj, unde ținem și mașina. Și câteodată mi-a lăs, uit, ușa deschisă, chiar uit. Și niciodată n-am zis să nu vină să-mi pur mașina. Eu, permanent, mă gândesc, să nu-mi pur cineva bicicleta. Totuși, asta cu furatul e o problemă mare. Mie mi-au furat în Chișinău 4 biciclete de 5 ori, ca să zic așa. Și în România tot s-ar fura, probabil, dacă n-aș ține în casă. Ce facem cu oamenii de la oraș care stau într-o garsonieră, într-o cameră de cămin și nu au de bara, nu au unde să țină? Nu așa că ar trebui făcute niște parcări supravegheate, o formă de protejare a proprietății private? Ei, și poliția să intervină mai energic în găsirea bicicletelor furate, sau bicicletele să fie atât de ieftine, subvenționate, încât să nu-ți pară rău să o fure cineva, să-ți poți lua din un sfert de salariu, o altă bicicletă în altă lume. Zice domnul profesor că nu. Aici este vorba, știi, te deprinzi cu calul tău, te deprinzi și chiar îți pare rău că îl pierzi. Nu contează cât costă. Ori, în inițiativa care a venit încă în 2016, atunci când se dă un bloc în exploatare, la fiecare 100 de apartamente, 10% din parcare să fie pentru biciclete. Deci să avem 10% pentru biciclete parcare. Ea, sigur că dotată. Și doi la mână, sigur că fiecare trebuie să-și are pe scara lui, cu siguranță este o zonă în care poate fi amenajată pentru o parcare, cu anumite lacăte mai serioase. Am zis de multe ori cum ar trebui și am dat și lecții cam cum trebuie să vă parcați o bicicletă sau să vă legați pe noapte o bicicletă, așa încât sigur că să nu dispară de la fața locului. Dacă fiecare își ia deja măsurile de precauție, am văzut și în afara balconului, au făcut anumite instalații și în coridor în care fixau bicicleta de pod. Deci se poate de improvizat orice. Deci nu cred că spațiul cât de mic l-ai, se poate de făcut și de improvizat aici. Mai ales că sunt biciclete pliante și poți să o bagi sub masă, sub scaun. Se desfac roțile, se scot roțile foarte ușor, ea îți ocupă ca vreo metru și jumătate dintr-un anumit spațiu. Eu cred că vă puteți lipsi de o anumită zonă în care, la balcon sau debara, toate blocurile cu siguranță au anumite debara și această zonă poate fi ușor transformată și adaptată pentru biciclete. Plierea ei pe pod sau să fie, deci se poate dorință să fie și am zis întotdeauna, de la vorbe la realizare este un pas, doar că vrei să te apuci și să o faci. Asta nu este atât de complicat. Mă rog, dorință. Deci, în toate, cum am mai spus, dorință să fii. Chiar dacă e cam frig începutul ăsta de vară, totuși e un anotimp fain de mers cu cort. Obișnuiți, ieșiți, pedalați pe distanțe mai lungi ca turism ciclistic. Înțeleg că Vasile, da, a fost și pe Transfăgărășan și pe Transalpin. Știu unde s-a mai lăudat el. Eu, Dana, de mari. Atât curse de mari nu am făcut din simplu motiv că nu am companie, adică singură să merg. Sau, eu trăiesc la poalele muntelui. Am atâta spațiu și am atâta posibilitate să merg în munte, nu am cu cine să merg. Ca să mă pornesc singură în munte, trebuie să cunosc, atât de bine nu cunosc drumul. Dar asta e problema care mă plâng aproape la toți, că am văzut că mă plâng și soțului că nu vrea să meargă. El nu e ciclist atâta înrăit ca și mine, cu toate că are și el bicicletă și e dotat tot echipamentul. Ana, am să-ți dau aici. Poate îl convingi să-i luați bicicletă tandem și atunci nu o să te lase singură pe tandem. O să zic, da, mai bine, vin să împing și eu. Oleg mi-a citit gândurile. Oleg mi-a citit gândurile și cazul ăsta, într-adevăr, trebuie să convingi tandem cel puțin în cuvânt. Tandemul e pentru mine. Oleg, dacă vrei să o folosești pe strada Academiei 111, știi unde o găsești la primul etaj,
o iai, o folosești. Băieții săptămâna trecută au fost cu ea până la vadul lui Vodă, deci cred că întotdeauna am zis, dacă vă doriți lucrul ăsta, oricând e posibil și o puteți folosi. Doar să ne spuneți că vreți să o folosiți și în anumite evenimente. Conving vreo colegă de pe lista noastră și mergem să facem campanie cu bicicleta tandem al lui Vasile Fătescu. Cu plăcere. Dacă este nevoie, vopsim și în culoarea verde. Nu e neapărat. Important e să avem viziunile verzi, progresiste, da, absolut, pentru mod sănătos de viață și nu neapărat să vopsim totul în verde, cum iată am făcut. Și chiar uite, chiar și s-a dovedit că oamenii consumă mult mai puține medicamente folosind acest transport. Vorbind de faptul că multe economii au înțeles și multe state au înțeles lucrul ăsta și atunci s-au axat pe acest moment și chiar au promovat acest mijloc de transport. Dacă l-au făcut la medic în general. Absolut. La medic anul ăsta. Păi eu în general sunt o persoană care nu prefer să merg la medic, chiar dacă și slăcită putem iau o pastilă și trece de la tine. La mine boala cum vine așa, să zic, eu niciodată nu am competența la... De fapt, nici despre fericirea mea nu am așa malatii grave ca să merg la medic. Păi dar odată în an, 47 de ani avem, suntem tineri. Odată în an e bine să facem o verificare. Da, mi-a venit aici și așa, înțelegi că vine, te cheamă gratis, îți vine scrisoare, mi-a venit de 3 ori scrisoare ca să merg să fac o vizită. Și am mers de atâta că mi-a venit scrisoare, să nu vine scrisoare că nu mergeam. Dar aici vreau să adaug în altceva. Eu am o muncă, e fizic, mă obosesc, câteodată lucrez și 8, 9, până și 10 ore pe zi. Câteodată vin cu mașina acasă. De la lucru până acasă fac 5 minute cu mașina. Când mă dau jos din mașină, atât mă simt de obosesc și merg ca un robot și mă plâng că mă doare spatele. Însă toate aceste 8, 9, 10 ore de muncă, venind acasă cu bicicleta, mă dau jos de pe bicicletă, nu simt nimic, nu mă doare nimic. Poate ar părea strană, cineva, dacă nu știu dacă mă aude cineva, poate, orică nu mă cred, ori le pare strană, dar într-adevăr asta e. Pentru că mers pe bicicletă, contribuie foarte mult la circulația sângelui, o îmbunătățește și nu permite corpului ca să se obosească. Și de aia nu mă cred obosită. Și Ana, te face și mai tânără, pentru că noi avem exemple foarte clare când persoană de 80 de ani mergea în Olanda pe bicicletă, se oprește, se salută și eu întreb pe colega mea care era lângă mine, cam câți ani are doamna? Zic, vreo 65? Zice, Vasile, ea are peste 82 de ani. Confir, deci vă dați seama ea te ține în formă. Ori eu îi spuneam la colegii mei și la studenții mei. Deci faptul că arăt, nu știu, îmi pare rău că trebuie să spun asta de mine, faptul că arăt așa cum arăt, este datorită și faptul că am greutatea pe care o am la vârsta de 41 de ani, este datorită bicicletei. Și lucrul ăsta s-a dovedit științific, nu trebuie să mergem foarte departe. Deci noi avem 8 perechi de mușchi, noi nu avem probleme cu inima, noi nu avem probleme de ce ține de partea sangvină, deci avem o circulație a sângelui și o tensiune până la 82 de ani foarte bună. Deci mai răsfoiți un pic, nu doar gadgeturile și subiectele de orice gen. Dar răsfoiți un pic și subiectele de genul ăsta și o să se convingă lumea că este benefic. Corect. Tonifierea pentru femei, mușchii pentru femei, silueta unei femei este foarte bună și foarte frumoasă. De bărbați am zis situația, deci asta e. Noi sunt doar avantaje. N-am găsit un dezavantaj. Corect. Cati comentează că cu voi o să devenim și vegetarieni și cu pedalatul slăbim. Și cu verzii slăbim. Categoric. Poate de folosit categoric un fel de fitness bicicleta, dar să nu ne limităm doar la asta. Eu vreau să devină ca la mine, ca la Vasile, ca iată la Ana, pedalatul să devină un mod de viață, un mod de viață. Exprimare. Dacă aș putea să-i răspund lui Cate, pentru că eu, având mereu cântarul în casă, mă urc pe gândaș și când văd un kilogram în plus, fără ca să mă arunc în diete, mi-am luat bicicleta și am mărit cursa la bicicletă. Și mi-am revenit. Așa că recomand. 300-350 de calorii pe zi,
300-350 calorii pe zi le ardeți pe bicicletă, deci asta e foarte bine. Eu, din contră, am o problemă că nu mă pot îngrășa și mă apucă groaza când vine vara și o să trebuiască să pedalez mult și nu mă mai îngraș, nu mai ajung la 80, deja de câțiva ani încerc să o fac. La înălțimea mea de aproape 1,90 m, ar trebui să fiu mai greluț. Nu, nu se poate că pedalatul te consumi. Da, dar pe bicicletă îți vin și cele mai bune idei, Oleg. Fii de acord. Da, am și eu inspirație, artist fiind, îmi vin idei, scenarii și tot așa, pedalând. Mai ales că nu iau pe direcții, pe distanțe lungi, am tot pedalat și Moldova și România în lung și în lat. Uneori sute de kilometri. Și atunci, am compus și melodii pe bicicletă, am compus și texte pe bicicletă și scenarii de filme care le-am și realizat. Pedalarea ne inspiră, da. Și Ana o să devin artist acuși. Nu, dar și eu compun, am foarte multe poezii. Pe parcurs păi, după alegeri facem un cenaclu. Da, corect. Bicicleta îți deschide noi orizonturi. Nu o să puteți vedea cu mașina sau în alt transport ceea ce puteți vedea cu bicicleta. Noi am văzut mii de locuri frumoase, le-am văzut pe bicicletă și au fost mult mai frumoase, într-adevăr, datorită bicicletei. Deci asta cred că colegii mei și prietenii care ne urmăresc poate să vă confirme și prin toate pozele care le puteți vedea pe pagina și a clubului și pozele noastre personale, o să vedeți că asta e. Deci vorbim deja de o oră, zic să nu plictisim foarte mult publicul, ne întreabă tot Cati mai devreme, Partidul Verde va fi doar în live-uri? Nu, după data de 11 sperăm să fim chemați și la dezbateri, până atunci așteptăm ședința de mâine sau de luni a Comisiei Electorale Centrale ca să aflăm câți din cei 65 de candidați de pe lista verde vor fi înregistrați. Sperăm că toți și din contra vom mai putea să adăugăm până la sfârșitul perioadei să mai putem adăuga candidați, poate chiar bicicliști, bicicliste ca noi. Și sperăm să apărăm și în dezbateri televizate, radiofonice și în întâlniri pe bicicletă, tandem. Am zis că o să vin cu bicicleta tandem undeva, o să fac turul Chișinăului sau o să merg până la Cahul pe tandem. O să vedem. Avem o lună înainte să ne vedem și la față. Dacă e vorba de Cati, ea ne așteaptă probabil într-un sat de la Strășeni. La Strășeni pot să mă duc și cu trotineta. Ținem legătura și ne mai vedem. Acum zic că avem o oră vorbită și avem de vorbit încă o lună înainte, așa că să economisim cuvintele și să mai vorbim despre pedalat și în zilele următoare, nu numai de Ziua Internațională a Bicicletei. Mulțumesc foarte mult, Vasile și Ana, pentru participare. Cu mare drag. Cu mare drag. Ținem legătura, ne întâlnim pe baricade, pe piste care nu există. Seară bună. O să fie și seară asta, bună. Noi o să facem. Noi o să le facem. Seară frumoasă, toate bune. Și înverzim totul.